O nouă demisie în rândul partidului Alianța Moldova Noastră, după ce ieri Oleg Ciornei a părăsit AMN-ul și anunța că vor mai urma plecări. Astăzi, consilierul municipal Mihai Ciobanu a declarat că nu mai poate rămâne în această formațiune politică. Prima rândunică și-a făcut apariția ieri, când Oleg Ciornei și-a anunțat oficial demisia din AMN. Astăzi a urmat al doilea val. Decizia de a părăsi partidul a luat-o un alt membru AMN, Mihai Ciobanu. Motivul: ignorarea tinerilor și criza profundă din partid. În această perioadă de timp, tinerii din acest partid, mă scuzați, nu au fost promovați și astăzi partidul se află într-o criză foarte dificilă. Am primit decizia să părăsesc acest partid. Începând cu ziua de azi, mă declar consilier neafiliat. Despre decizia de aderare la altă formațiune politică, vă voi înștiința pe parcurs. Oleg Ciornei declara ieri că în Alianța Moldova Noastră sunt mai mulți membri care nu se regăsesc în actuala echipă și sunt tentați să adere la alte proiecte politice. Potrivit lui, partidul se roade din interior și dacă nu va fi schimbată conducerea, zilele acestei formațiuni sunt numărate. Veți vedea zilele următoare plecarea mai multor organizații teritoriale din cadrul Alianței Moldova Noastră. Și vreau să zic că dacă nu va exista o schimbare la nivelul conducerii Partidului Alianța Moldova Noastră, partidul acesta nu are șansă să acceadă în viitoarele alegeri anticipate în Parlamentul Republicii Moldova. Serafim Urechean, liderul formațiunii politice, are o reacție temperată vis-a-vis de fenomenul care se petrece în partid și față de declarațiile despre criza din interiorul partidului. Я не имею что комментировать, это люди чужие нашей партии, так что я желаю успехов тем, кто их приобретет, потому что они продадут следующих. Сергей Струнгар, Алексей Семенов, Пентрунит.